spuneați la începutul discuției noastre despre Acecuza și despre Brătianu, v-ar plăcea să vedeți pe site-ul nostru, eu știu, rubrici dedicate vechii avocaturi sau, în fine, avocaturii interbelice cu elemente de memorialistică. În respectul acestor corifei barei, sigur că n-aș da un răspuns negativ, însă vreau să vă spun că atât de mult s-au depărtat lucrurile de perioada romantică antebelică, încât efortul de a o readuce în actualitate e bun, însă trebuie făcută cu foarte multă, foarte multă pricepere, pentru că sunt o serie întreagă de lucruri care nu mai sunt corespunzătoare astăzi. Și atunci, cu riscul de a deveni desuet, atacând o astfel de temă, poți mai degrabă să-i faci rău decât bine. Trebuie privită în plan teoretic, ca o recunoaștere, dar mai puțin ca o țintă, deși din punct de vedere al moralității și al pregătirii, al culturii, nu numai juridice, pe care o manifestau atunci reprezentanții avocatorii, sunt în continuare un exemplu. Face avocatura altfel astăzi. De-aia vorbim de noile coduri. Noile coduri țin mai puțin de partea de oratorie, de partea de logică, de partea de pledoarie. Țin de rigoare, țin de procedura scrisă și țin mai ales de celeritate. Timpul nu mai permite acum o judecată. Nu mai are răbdare. Astăzi, totul se comprimă, totul se globalizează, totul se standardizează. Deci standardele ucid orice inițiativă și nu știu dacă sunt bune sau rele, după părerea mea, așa cum se întâmplă de obicei, fiecare fenomen are și o parte bună și una rea. Standardizarea duce la un moment dat la un automatism, la lipsa motivării, la lipsa unei verificări fundamentate de la caz la caz și aceste analogii care au mare avantaj, au și marelor neajuns. Să vedem cum vom găsi echilibru între ele. Poate că îl vom reuși.